Laboratorul activ a fost deschis la Liceul Tehnologic Ion Podaru din Ovidiu în urma unei competiții de idei. Elevii vor putea de acum să exerseze rețetele și să acumuleze mai ușor cunoștințele necesare meseriei de patiser. În vederea lansării acestui proiect important, vreau să spun că toată lumea a pus suflet și copiii într-adevăr sunt încântați și implicați sufletește în acest proiect. Săptămânal aici se fac produse și copiii într-adevăr sunt pregătiți pentru piața muncii. În momentul în care acești copii ajung la agenții economici, ei deja știu să facă produsele de care acei agenți au nevoie. Ne place să descoperim noi produse, de la cornulețe, la checuri și așa mai departe. Laboratorul activ a fost dotat cu aparatură de ultimă generație, ceea ce îi bucură pe elevi. Tehnica de aici, cum ți se pare? Foarte bună. Avem toate utilajele de care avem nevoie să putem să punem în practică toate produsele. Mulți copii învață aici să facă diverse prăjituri. Unii pot exersa, devină tot mai buni și cei care totuși nu au învățat și nu au avut posibilitatea să aibă aparatura pe care noi o avem, să încerce aici să facă câteva diverse. Acești copii care sunt înscriși la cursurile Liceului Tehnologic Ion Podaru au nevoie de practică, au nevoie să meargă pe piața muncii pregătiți. Nu este suficient doar să învățăm din cărți cum se face un cozonac sau o prăjitură. Important este atunci când merg efectiv să se angajeze, să demonstreze că știu să lucreze, știu să facă respectivele produse de patiserie. Elevii care termină Liceul Tehnologic Ion Podaru din Ovidiu își pot găsi mai ușor de muncă. Sperăm ca pe viitor să încheiem cât mai multe parteneriate cu AJFM-ul, Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, chiar și Inspectoratul Județean să ne sprijine. Tinerii care, așa cum a spus și doamna director, nu au absolvit bacalaureatul, au terminat liceul, vor fi consiliați, vor fi specializați, vom avea ședințe de mediere pentru integrarea lor pe piața muncii, inclusiv în vederea deschiderii unei afaceri. Cei care vor să susțină în continuare proiectul Laboratorul Activ și dezvoltarea învățământului tehnologic o pot face donând 2% prin completarea formularului 230. Banii vor fi folosiți pentru dotări și organizarea de evenimente caritabile.